Repriza a fost săracă în fază de poartă. După un sfert de oră de la fluierul de start, Florin Plămada a avut șansa să deschide scorul, dar a șutat mult peste poartă. 3 minute mai târziu, Semeghin a obținut o lovitură de la 11 metri, dar Negru nu a reușit să marcheze de la punctul cu var. Primul gol al partidei avea să vină chiar înainte de pauză. Marinković a deviat cu capul pentru Schulleru, care a punctat cu o lovitură de cap pentru 1-0. Repriza secundă a fost mult mai animată. La 3 minute de la reluarea jocului, Negru a dublat avantajul Rapidului cu un șut la vinclu. A urmat o serie de ocazii la poarta nemțenilor, irosită însă de Marinković și Negru. Scorul final a fost stabilit în minutul 65 de Schulleru, care și-a trecut în cont dubla după ce a finalizat cu capul o centrare venită de la Semeghin. Atacantul sucevean a mai punctat odată pe finalul partidei, dar golul său a fost anulat pe motiv de offside. Într-un alt meci din etapa a 27-a, Sporting Suceava a câștigat pe terenul formației ABC Stoicescu scor 3-1. În următoarea rundă, Rapid Suceava va juca vineri la Oțelul 2 Galați, iar Sporting va primi pe stadionul Aren replica grupării CSM Focșani.